Nicolae Ciucă a dat ordin. România se înarmează masiv în plin război. Este vorba despre un contract de aproximativ 900 de milioane de euro pentru achiziția de blindate. Războiul din Ucraina a creat o adevărată îngrijorare în țările situate în flancul estic. Tocmai din acest motiv se caută soluții pentru întărirea acestuia. România a primit ajutor din partea mai multor state NATO, iar acum premierul Nicolae Ciucă anunță un proiect de 900 de milioane de euro pentru blindate. Credeți că vom avea război? Obligat. Va fi. Ce credeți, că noi sunteți capați? Nu. De asemenea, guvernul vrea să cumpere drone militare tactice. Păi la țărișoara noastră ne complicăm noi cu rușii. Păi o putere, Dumnezeu. Păi asta e niște bani cheltuiți aiurea. În loc să ne investească în educație, în grădiniță, astea, fac drone. Păi cu dronele noastre, câte să facă? Spuneți, minim, vă câteva bucăți. Și ce faci cu alea? Vă așteptați la un război? Eu nu mă aștept la un război, dar e periculos prin ce situație e acolo, ora actuală. Când ați văzut ce copii vin cu mame acolo, bă, asta e o nenorocire și noroc că țara noastră a fost îngăduitoare cu Ucraina. Și de asta avem și de tras de pe urma rușilor, că nu ne sufere că i-am primit bine acolo, așa zic eu. Până acum, două companii internaționale s-au arătat interesate să doneze armata română cu drone militare. Prima dintre acestea este Elbit Systems, o companie internațională cu sediul în Israel. Elbit a anunțat în primăvară că a deschis o linie de asamblare la Măgurele, având deja o fabrică de componente la Bacău. Panică mai mult în lume când spune la televizor așa ceva. Mai multă panică bagă în lume. Credeți că există posibilitatea unui război? Doamne ferește! Apasă pe buton, aia suntem. Compania din Israel propune modelul de dronă Hermes 450, pe care vor să o și producă în România. Are 6 metri lungime, atinge 176 de km pe oră, ajunge până la 5500 de metri altitudine, are o rază de acțiune de până la 300 de km și poate transporta până la 180 de kg, scrie Antena 3.